Cei care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea între 8 și 9 februarie o perioadă bună din punct de vedere afectiv și sentimental. Vor fi provocați de tot felul de stimuli și multe lucruri ori să le placă, multe ori să îi atragă. Vor dori să aibă parte de senzații interesante, noi care să-i mulțumească, să-i bucure, să-i incite, să le dea sentimentul că din plin. Moment al aventurilor, al ambalărilor, al situațiilor aventuroase sau care să-i pună pe ei în evidență, să fie eroi unor întâmplări ieșite din comun. Moment bun și pentru cei care fac sport. În susținerea acestei anticipări trebuie să aduc însă și o altă informație. Începând cu 8 aprilie, planeta Venus, micul benefic, va începe să transiteze zodia berbecului și va fi firește alături de aceștia. Protector poate să spună mult unora, altora, poate să spună extrem de puțin. Protector înseamnă că vor avea o protecție fizică pentru că vor fi feriți de accidente, pentru că din punct de vedere anatomic nu vor suferi traumatisme, lovituri, încercări, accidente, operații, mai știu eu ce. Apoi, din punct de vedere psihic, vor fi energici, plini de voință, de energie, de determinare. În sfârșit, din punct de vedere relațional, vor fi niște persoane dezinhibate, care nu se tem de unul și de altul, care merg ferm, pășesc sigur și acționează cu um, un impuls care presupune că știu ce vor în viață, nu la întâmplare, nu orbecăind. Din această perspectivă, planeta Venus dă ambiție și sporește dorința de succes a acestor nativi, firește, care, dacă sunt tineri, adolescenți, sunt și mai impregnați de acest tip de lucru astral. Planeta Venus în Berbec este o planetă, totuși, care acționează mai intens asupra celor tineri decât asupra celor în vârstă. Nevoia de a face sport nu este nevoia de a obține pătrățele cât mai repede sau de a subția vreo talie, ci este dorința mai profundă, de a fi în formă fizic, de a simți că au putere, că au rezistență, că au tărie, că ei vor să se respecte pe sine și își pun niște parametri, niște repere pe care, dacă le ating, respectabilitatea de sine este îndeplinită și atunci ei vor fi fericiți. Cu cât eșuiază, cu cât nu se țin de cuvânt, cu cât abandonează și sunt momente peste an când se întâmplă și așa ceva, voința lor e slabă și ei nu sunt deloc încântați de felul în care se poartă. Într-un astfel de context, traseul planetei Venus până în 5 martie, prin casa întâia personalităților, este un aliat de nădejde iar acum în acest context nu face decât să le dea acestor persoane un spor de voință, de ambiție, de dorință de a doborî un record, de a cuceri, eu știu, un trofeu. Lucrurile nu sunt deloc simple și nu se opresc aici pentru că în ziua de 9 februarie va avea loc luna plină în Leu chiar în această casă a cincea, a sentimentelor, și atunci avem de-a face cu un tumult, cu o aglomerare de situații. Eu le denumesc favorabile sau uh, incitante sau motivante. Fie că este vorba de sport, fie că este vorba de un act de creație artistică, fie că e vorba de dorință de emancipare, mai ales cei foarte tineri, adolescenți, care vor... Uh, să se ducă acolo unde se duc oamenii mari. Și oamenii mari, care, de exemplu, au o meserie, actorii, se duc pe scenă și sunt niște profesioniști. Dar vor și ei pe scenă, chiar dacă nu sunt profesioniști și chiar dacă nu au făcut studii. Vor să se remarce, să se afirme pe puterile lor. Și atunci participă la concursuri, la spectacole cu public, la tot felul de întregeri, la activități unde e lume, care se desfășoară uh, în direct. În aer liber, sub ochii spectatorilor. Și în felul acesta este un fel de testare a propriei valori, de autocunoaștere, dar firește, dacă este cuplată și cu succes, atunci, cu vreo victorie, cu vreun trofeu, cu vreun premiu, atunci bucuria este cu mult mai mare. Această fază de lună plină. Activează axa celor două case ale relațiilor, bazate pe simpatie, atașament, încredere, dragoste, respect. Și privește prin prezența soarelui în Casa 11 și relațiile de prietenie. Acum, să dea Dumnezeu să întâlnească persoane nemaipomenite pe care își doreau de mult să le vadă, să fie în preajma lor, să dea mâna cu ele, să schimbe câteva impresii. Să dea Dumnezeu să fie așa. Dar este posibil, mai ales pentru cei care sunt la 40-42 de ani, și ipoteza de a fi puși într-o încercare, mai mult sau mai puțin uh, ușor de controlat, de către un prieten. Acela spune ceva, îi pune în cârcă ceva, îl acuză, îl trage după el într-o neregulă, îl pune într-o situație jenantă, Încearcă să scape din vina pe el sau creează o situație extrem de complicată, de confuză, încât firește cel născut în berbec se enervează. Nu toate relațiile cu prietenii sunt rele, dar nici toate nu pot fi definite ca fiind mulțumitoare. De la caz la caz, în funcție și de harta personală, se poate activa una sau alta dintre laturi. Cu siguranță însă că mai pot să primească oferte sau invitații, să se alăture unui grup de inițiativă. Deocamdată cu aceea nu se află într-o relație de prietenie, dar dacă va accepta, atunci apartenența la acel grup îl definește, îl legitimează. Eu sunt unul dintre cei care lucrează, muncește, participă la acea activitate, la, are acel statut dar pe principiu relațiile creează relații, își va face prieteni și va alergi aria de cunoștințe cu niște noi achiziții. Unele s-ar putea să fie interesante. În sfârșit, lucrurile sunt complicate, vedeți. Mai există un element care intră în joc. Este vorba de planeta Marte, care se află în continuare întreaga săptămână într-un alt semn de foc în Și atunci avem de a face în acest răstimp, 8-9 februarie, cu mai multe trigoane regale pe semnele de foc, care susțin, când zic susțin, mă gândesc chiar la faptul că amplifică, provoacă sau exacerbează niște contexte de viață și niște trăiri interioare, dacă este vorba de ideal, de conștiință, de implicare în chestiuni majore. Una este să te duci la un concurs de tenis de masă și să-ți dorești că om ești firește să câștigi sau să te plasezi undeva într-o postură fruntașă. Și alta este să fii intrat în politică și să fii primit și o funcție, o răspundere sau să fii un tânăr aspirant și să faci tot ce trebuie sau ce crezi de cuvință pentru a fi remarcat și a nu rămâne la statutul de simplu observator de a fi un actor principal. Și atunci, acest Marte, care în casa nouă a conștiinței, a crezului, a relațiilor publice oficiale sau oficializate, care au nevoie de legitimație, hârtie, aprobare, adeziune, toate acestea trec acum prin momente importante. Cei mai mulți vor să intre într-o structură, să adere la o organizație, să se apropie de un grup, să colaboreze într-un cadru foarte clar, să fie coautori la un demers, să contribuie la o activitate despre care se vede, se aude, se vorbește, care are o dimensiune și juridică, are o dimensiune publică, cum spuneam, are o dimensiune justițiară și la limită chiar una politică. Depășim aceste două zile importante. Și mergem la răstimpul cuprins între 10 și 11 februarie, care poate să le dea unora o senzație neplăcută la nivelul aparatului digestiv. Să nu simtă nevoia să mănânce, să refuze anume alimente, să simtă nevoia unui plus de medicamente sau a unui ajutor. Din partea unor terapii blânde, tratamente, masaje, băi, ceaiuri, tincturi, lucruri care nu agresează organismul, dar care au un efect blând de compensare a unor disfuncții uh, organice. La locul de muncă, în această perioadă, se petrec uh, evenimente minore, modeste, organizatorice, cu care Nativul nu are cum să nu fie de acord pentru că intră în virtutea obișnuinței sau al logicii lucrurilor. Doar că, atenție, ceea ce se petrece întreaga săptămână, pe chiar semnul lor zodiacal, este de natură să-i transforme din când în când pe unii, mai ales pe bărbați, niște ființe nărăvașe. E vorba de combinația Venus-Lună-Neagră-Chiron, care... Îi împinge să ia o chestiune în brațe și să o transforme într-un adevărat proces de intenție. Vor să ia apărarea cuiva, nu neapărat să se apere pe sine sau să-și susțină propriul punct de vedere, dar să zică că, că nu mai suportă, nu știu, nedreptatea, comportamentul unui șef, un mod de lucru abuziv sau excesiv sau incorect sau care poate să suporte foarte multe îmbunătățiri și devine. Un soi de mic lider, de factor de dezordine sau de destabilizare, prin felul în care vorbește, agită spiritele, întreabă, critică, comunică, se zbate, face diligențe. Acesta nu este momentul cel mai bun pentru a obține ceva dacă într-adevăr ei au dreptate. Felul lor de a vorbi va fi destul de vehement și de obositor și oricum nu atrag simpatia de partea lor. Iar din punctul de vedere al carierei, cu siguranță avem de-a face cu trei posturi astrale în berbec și patru în capricorn, avem 12 quadraturi, context în care este clar că multe dintre lucrurile pe care le vor spune ca șefi sau la nivelul unei autorități în cadrul unei instituții sau în plan public, nu este primit nici cu simpatie, sau este privit cu rezervă, sau cu o tăcere semnificativă. De ce tac toți și nu spun nimic? De ce nimeni nu îi se alătură? De ce nici măcar critici nu formulează? Și aceasta este uh, o problemă. Sau se lasă în jurul unei inițiative și a persoanei lui complotul tăcerii. Toată lumea îl ignoră, nimeni nu vorbește, degeaba face gălăgie și valuri. Între 12 și 13 februarie, moment delicat pentru cei care trebuie să abordeze o soluție sau o situație în neregulă care e în derulare. Nu e vorba de lucruri care țin de trecut, ci de ceva care se petrece sub ochii lor. Oricât ar fi de nemulțumiți, de enervați sau de speriați, este clar că pe moment nu-i ascultă nimeni. Apoi, nici ei nu știu foarte bine ce trebuie să facă, pentru că nota de alarmă, de spaimă de consecințe, va fi mai mare decât puterea de a se concentra și a găsi pe moment soluția temeinică sau necesară. Și atunci avem de-a face cu o latură șubredă a relațiilor parteneriale, a dialogului, a felului lor de a fi înțeles și acceptați într-un context. Începând cu ziua de 14 februarie, luna va traversa casa 8 a 8-a, cea legată de bani bunuri, beneficii materiale obținute cu ajutorul altora. Și aici se nasc niște nemulțumiri, pot să spun că se nasc și niște invidii sau niște situații uh, născute dintr-o competiție nedreaptă, din tendința unora de a-i marginaliza, umilii sau din niște disfuncții care lor nu li se pare deloc justificate. În spatele lor ei văd un complot, o rea reavoință, o dorință de răzbunare sau măcar o dorință de a-l bloca și de poseda de ceva ce merită sau îi se cuvine.